filmuleț, e momentul să ne punem cizmele și să ne așezăm pe îndelete pălăria. Iar în platou ne imaginăm că suntem în munți și mâncăm o ciocolată bună. Come on, guys! Direct din Texas la Dă-te Mare. Ia să vedem, ghiciți, pălărie, cizme, veste de piele, ce să fie, ce să fie. Country Music, concurenta noastră, e expertă la acest gen de muzică și ne-a prezentat la preselecție a fost un început promițător. Să vedem cu ce ne uimește în continuare. Aoleo, câte emoții ne dai tu cu vocea asta ta? Cine te învață pe tine să cânți așa? Am învățat singură acest stil, dar tatăl meu mă ajută să-l dezvolt. Și tatăl tău e aici? Da, este aici. Să ne ajutești pe noi puțină. Ne-ai făcut pe toți să saltăm pe aici, îți dai seama? Ai văzut ce s-a întâmplat cu juriu? Hai de capul nostru! Atât de mult ne-a plăcut că am și început să dansăm. Atât de mult ne-a plăcut, dacă tot au început să intre în discuție, hai să vedem ce au să ne spună. Andreea, tu ne-ai explicat, atât de mult ți-a plăcut încât cu dansul am văzut. Începem de la Mirela, că era cu mâinile pe sus, pe acolo. Ilincuța, ce să spun? Mi-ai plăcut și la preselecție. Era ceva deosebit. Te-am remarcat încă de acolo, dar ce ai făcut astăzi a fost mult deasupra. Nu e deloc ușor să faci ceea ce faci tu. Și, întrebarea și mea, noi... e posibil? Uite că e posibil. Ai fost zer good. Zi-mi unde ai ascuns autotunul. Zer good. Unde ai ascuns autotunul? Nu l-am ascuns nicăieri, este în mine. E senzațional. E senzațional ce ai făcut. Știu, există vreun concurs în Austria, în Germania, de iodlere? Eu sper că există și într-o zi. Asta mă gândeam. Ar trebui să merg și să le iei premii. Eu zic de data asta să facem cu toții 1, 2, 3 și... Foarte bine! Mulțumesc din suflet. Eu zic că n-are rost să mai lungim povestea. Toată lumea e fericită, nu? Eu încerc de câteva minute bune, dar nu-mi iese mai mult decât atât, au fugit toți câinii din parcare. Familia Ilincăi, tatăl, mama și surioara, da? Începem cu tatăl, care am înțeles că este și domnul profesor. Da, astăzi mă simt mai mult tatăl decât profesor. Am avut extrem de multe emoții și mă bucur că am terminat cu bine. Ia spune-mi tu mie, ce face Ilinca prin casă? Toată ziua cântă?
Cam așa. Și nu-ți vine așa câteodată să-i zici, da, mai taci odată cu Austria. Păi așa fac mereu. Așa faci mereu. Hai să ne vedem ce ne spune Ilinga, care tocmai vine acum de pe scenă alături de noi. Hai, ia un loc, ia un loc, ia un loc. Mă scuzați, sunteți ca o domnișoară tiroleză și îmbrăcămintea este de acolo, din zona, nu? Da, de acolo este. Cam din ce zona Tirolului? Din capitală. Din Schwaben-Schwusten-Würstel. Innsbruck. Innsbruck, de la Innsbruck, ha? Wie geht's? Sprichst du Deutsch? Nu. Nein. Sehr gut, sehr gut. Șerban, hai aici mai aproape, să nu mă mai tot întind eu, că ești mai tânăr. Ich spreche Deutsch. Geh nach Hause. Ha? Geh nach Hause. Nein. Nein, nicht jetzt. Nein? Ja. Știi ce ți-am zis? Că să mă duc acasă. Băi, dar chiar știe. Eu speram să nu știe. Bravo, se face școală în ziua de astăzi. Peste câțiva ani? Pe unde, cum, ce... Pe munți, prin Austria, yodel, yodel. Ai grijă să nu te prinde lumea cântând pe munți singuratic, așa că o să creadă că... Ei, și acum e acum. Dinamice și prin mișcări, dar și prin denumire. Micuțe, mereu neastâmpărate și puse pe spectacol. Doamnelor și domnilor, faceți loc pentru următoarele concurente. De la Iași la Dă-te Mare. Dansul este marea lor pasiune. Ar dansa tot timpul. Nu au vreme de somn, iar joaca este tot în pași de dans. Oare unde vor ajunge ele? Plecăm noi dintr-o țară într-alta. Cât sunteți voi de frumoase, cu zâmbetul larg, așa, frumos, frumos. Cum vă numiți voi? Dynamic? Dynamic Group. Așa. Și ce mai dansați pe lângă acest stil de dans? Dansuri tematice, dansuri de caracter. Ce e dans de caracter? Dansul de caracter este dansul cum de la alte țări. Dansurile din popor. Am înțeles. Matilda. Care este dansul cu bun simț? Este un dans cu bun simț. Vlad, tu cum ești acolo cu... știi tu? Caractere puternice și aici. Ia uitați-vă, Dynamic Group. În pași de dans spre victorie. Dansăm din inimă. Câștigăm cu un zâmbet și un grup. O pasiune, o dorință. Thank you.
dinamice, 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 dinamice. Ei, voi zâmbeați la comandă și erați serioase la comandă. Cred că pe muzică se întâmpla și asta, așa-i? Da. Hai să vedem dacă juriu a observat. Andreea? Mie dansul mi s-a făcut a fi specific rusesc. Rusesc? Așa ți s-a părut ție? Da. E rusesc? Nu. No. Spaniol. E spaniol. Un pic ai greșit direcția, dar e în regulă. Matilda, dacă tot am început discuțiile, să vedem ce... Fetele mele moldovence! Sunteți superbe, sunteți frumoase, sunteți talentate, așa că astăzi de la ca mine... Ca să scurtăm un foarte bine. A, da, uite, Andreea, ca să scurtăm un foarte bine. Ca să scurtăm și mai mult un bine. Un bine. Eu o să spun doar că ar trebui să insistați puțin fel mai mult, așa, atunci când dansați în grup, pe partea de sincronizare. Toată lumea când ridică mâna să fie cu ea acolo. Da. Deci, pe sincronizare, și asta este nu ține de talent pe care îl aveți, ci de puțin mai mult exercițiu. Și atunci și eu, pentru ce ați făcut astăzi, am să vă dau tot un bine. Mulțumim! Suntem mulțumite? Da. Facem o poză de final și între timp ne ducem să vedem acolo camera emoțiilor. Alături de noi, două dintre mamele fetelor de la Dynamic Group din Iași. Cum vi s-a părut momentul? Foarte frumos pentru noi, fetele muncesc foarte mult, vom munci cu seriozitate și în continuare. Avem încredere în ele, suntem fericite pentru ele și le dorim succes în continuare și vă vizităm la anul. Absolut, de fiecare dată vă așteptăm, sunteți binevenite alături de noi. Ceva de la mame luat, o pasiune a mamelor? Da, și eu am făcut dans modern, gimnastică și probabil s-a transmis la copii. Absolut. Apropo de copii, copiii vin acum alături de noi. Ia poftiți! Da, n-ați văzut acel moment sau poate l-ați văzut. Săracul Șerban tot încerca să primească și el o îmbrățișare sau un pupic. N-a primit. Ia așezați-vă! Hai! Hai! Am o rugăminte. Și eu sunt aici. Da, și domnul cu camera. Da, aici. Da, asta e, să ai o anumită vârstă. Ia, haideți, ocupați loc, stați și pe jos. De ce dansuri de influență spaniolă? Pentru că noi l-am ales și ne place foarte mult Spania. Măi, Spania e superbă, măi. Deci Spania e superbă. Și trecem peste asta. Fetelor, multă baftă, mult succes. Să vă dați mari, la mai mare. Banderas, rămâi cu mine, Raluca, să te vedem în continuare. Ce ne mai aduci? Ce ne mai oferi? Ei, ce să vă mai ofer? Poposește acum la noi un concurent venit tocmai de la Suceava. Să ne încânte cu asta voce. Glumim puțin la preselecții, ne-a spus că vrea să poată zbura. I believe I can fly. Să sperăm că nu va face acest lucru, pentru că nu-i putem garanta o aterizare ușoară. Tot în glumă o spunem. De aterizat va ateriza direct în sufletele celor care îl vor asculta. I believe I can soar. I see me running through the open door. I believe I can fly. Ei, și ai aterizat alături de noi. Stai să avem o situație. Dar ce elegant ești! E special pentru concurs, da, costumul? Da, pentru acest concurs. Cine ți l-a pregătit? Părinții. Și părinții unde sunt? Emoții, emoții, să vedem ce face Edi pe scenă. Sper că va fi bine. Cu siguranță va fi bine, Edi. În oglindă
acum zâmbeai cu chipul tău curat. Lumea s-a schimbat de când ne-am despărțit și mi-e greu, mi-e tare greu să uit de tine. Dacă cerul ar putea să te aducă în viața mea, aș culege un palmostea să te am pe tine. Am să-ți spun când ai să vii vorbe pe care le știi. Ți le-am spus și cred că vrei să le auzi din nou. Acum când noaptea vine, te vreau iar lângă mine. Parfumul tău pe pernă mă răscolește. Dacă aș putea să te aduc în viața mea, aș culege un palmostea să te am pe tine. Am să-ți spun când ai să vii vorbe pe care le știi. Ți le-am spus și cred că vrei să le auzi din nou. A fost un moment așa de liniște după atâta agitație în platou. Hai să vedem dacă i-am liniștit și pe membrii jurului și începem cu Andreea. Mi-a plăcut. De cât timp cânti? De 10 ani. De la 3 ani cânt și am 13. Da. Păi, vocea trebuie un pic mai bine susținută. Am înțeles, vocea trebuie un pic. Doamna asta consideră, domnișoara. Mirela, cântai de mama focului. Nu neapărat, îngânam. Edi, cred că ești unul dintre cei mai buni interpreți pe care îi vom avea în viitor în țara asta, fiindcă ai o sensibilitate extraordinară și uneori asta face mai mult decât voce, decât orice. Transmiți foarte bine de la mine. Mulțumesc frumos. Răzvan. Ești un băiat cu minte, inteligent, sensibil. Dacă s-ar mai adăuga puțin nerv rebel pentru textele de genul acesta și pentru probabil alte piese, ar fi mult mai bine. Eu în speranța asta de abia intră în adolescență, de abia de acum cântă de 10 ani. Da, vârsta tot aia e. Eu îți dau oricum foarte bine pentru că îmi place foarte mult inteligența ta interpretativă. Mulțumesc. Matilda, ce-ți șoptesc? Ce pot eu să mai spun la sușeveanul meu? E cât foarte ghenie ai mei. Mulțumesc. Foarte bine, avem 3. Suntem mulțumiți, suntem bucuroși? Foarte mulțumim. Vă mulțumesc încă o dată. Să vedem la Vlad cât de mulțumită este lumea. Mama interpretului aici alături de noi și îmi spuneați exact ce a punctat și juriul. La fiecare melodie pe care o cântă are o interpretare proprie. Da, noi place, în primul rând îi place să copie, să interpreteze exact ca și persoana care interpretează originalul. Și chiar piesa asta, dacă o mai cânt odată, o interpretează altfel. Deci el, așa îi place să dea el personalitate melodiei respective. Foarte bine am putea spune. Edi vine chiar acum alături de noi. Îi facem loc aici, în mijloc. În mijloc doar tu ești starul acestui moment. Edi, ia spune așa, pieptul frumos înainte. Papion roșu. Ne-a sortat. Absolut. Cum a fost pe scenă? Foarte bine. A fost chiar mult mai bine decât la repetiții, chiar nu mă așteptam să fie atât de bine și mulțumesc încă o dată jurului și mulțumesc tuturor. Trebuie să-ți zic asta și să-ți țin... 1. E foarte importantă. Încearcă pe refren un pic să ridici mai mult notele. N-am eu cine știe ce cunoștințe muzicale, dar trebuie să ridici un pic mai sus notele, să încerci să le dai drumul, să îți dai glasul, că îl ai și e păcat, înțelegi?
Da, ceva de genul, nu am eu prea multe ore de zbor, de aviație, dar atenție cu flapsurile, da, să le țineți ridicate. Da. Șerban le știe pe toate, ce să facem generația modernă. Multe lucruri mai urmează de aici, din camera emoțiilor, mergem înapoi pe scenă să vedem ce surprize mai avem. Avem multe, multe surprize și un moment sensibil, un moment de poezie. Cel puțin de asta am avut parte în preselecții. Oare cu ce ne încântă acum sufletul? Într-un an, cândva într-o vară, nu știu unde, în ce sat, un ovrei, mergând cu marfă, într-o curte a intrat. Din nou, la Dă-te Mare, avem onoarea de a întâlni mari actori. În devenire, recită bine băiatul, nu-i așa? Interpretează și mai bine. Nici nouă nu ne vine să credem cât de talentați sunt copiii din Turda. Mie îmi place să recit și profesorii spun că mintea mea este prea dezvoltată la anii mei, că compun cântece așa, pe loc, și poezii. Bună seara! Cum e treaba asta cu minte? Cum? Dezvoltată sau da, prea de ce? Cum adică? Pentru că, cum să vă spun... Păi cu cuvintele tale, așa. Am o minte foarte bună, prind repede și sunt un copil talentat pentru la vârsta mea. Am înțeles. Dă-te mare! Dă-te mare! Dă-te mare! Mă dau mare! Super! Vlad, tu cât ești de talentat? Mă dau mare, mă dau mare cu Șerban, prin tatăl lui Toni și bunica, pregătiți, dar pentru început, încurajări. Hai să-l susținem! Într-un an, cândva, într-o vară, nu știu unde, în ce sat, un ovrei, mergând cu marfă, într-o curte a intrat. Și cum intră el pe poartă, cu bagajul la spinare, hop, îi sare înainte un dulău urât și mare. Ce să fac acum? Se întreabă bietul Ițic supărat. Dacă strâng să vie omul, pân să vie m-a mâncat. Dacă plec pe poartă iară, aș pleca eu bucuros, dar dulăul e în stare să mă apuce pe din dos. Nici încolo, nici încoace, eu mai bine stau pe loc și am să-l iau cu vorba bună, chiar așa, să am noroc. Nu agrivei, zic zău, ascultă, de când umblu eu pe jos, n-am văzut în toată lumea un cățel așa frumos. Mă mai duc la târg, eu lasă, ți-o-i aduce un covrig, ce folos ai dacă latri? Parcă ți iese vreun câștig. Magrivei, tu ești cu minte, ce ai cu mine de împărțit? Am venit la Badea Gheorghe, ei, și ce-i dacă am venit? N-am să stau un an la dânsul, plecând dată la haham, dar dulăul se repede și mai tare. Ham, 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 vai, din mine ai venit, mi-e frică, ci păcat că n-am o pușcă. Badea Gheorghe! Badea Gheorghe, ieși afară, că mă mușcă! Badea Gheorghe iese în ușă, dă cu o piatră după câine și apoi strigă. Nu te teme, ține-ți inima, jupâne, nu știi vorba românească, de la moș strămoș lăsată, că un câine care latră nu te mușcă niciodată. Știu proverbul, zice Ițic, că l-avem și la ovrei. Știu prea bine, dar e vorba dacă-l știe și grivei. Vă mulțumesc! Ai văzut câți căței au apărut de când ai început tu să reciți? Da. Mm? Și Andreea ți s-a alăturat și vrem să vedem ce părere are Andreea despre acest moment al tău. Mi-a plăcut textul. Tu l-ai scris? Nu, l-a scris Grigore Alexandrescu. Da. Cine este asta? Un coleg de-al tău? Nu, Grigore Alexandrescu a fost un mare scriitor și poet. Am înțeles, mulțumesc. Grigore Alexandrescu, sigur că da, Matilda. Grigore Alexandrescu, cred că a scris numai această poezie? Nu, a scris sute și sute de poezii. Și cu mintea ta ageră, așa cum te lăudai tu, de la preselecție și până astăzi,
Mai putut să schimbi și tu ceva acolo, hă? Mi-ar fi plăcut, sincer, să vii cu o nouă poezie, da? Da. De la mine ai, până data viitoare, bine, bine meritat. Vă bine, un bine meritat, Răzvan? Nu pot să-ți dau foarte bine acum, îți dau doar bine și motivez de ce. Pentru că a fost plin de elemente tautologice. Asta ce înseamnă? Înseamnă că prea mult imiți ceea ce spui. Te pregătește cineva? Nu. Nu? Bun. Ar trebui să faci bine să te pregătească cineva, pentru că tu, la vârsta ta, nu poți să faci lucrul acesta de unul singur. El se dă mare, mă, singur. Ce vrei? Asta e. Nu, este talentat, ar putea să facă, dar ar fi bine să îl ajute cineva, pentru că, deocamdată, dacă e vorba din punct de vedere artistic, a fost un chici. Mulțumim, Răzvan. Mirela. Toni, ca să înțelegi mai bine ce spunea Răzvan, atunci când spui un lucru, nu trebuie neapărat să-l și exemplifici printr-un gest. Am înțeles. Înțelegi? Da. Bun. Hai să fiu eu de data asta zâna bună și să spun că te încurajăm. Da, mersi, dragi colegi. Bine. O dată și eu. Și să spun că ești totuși un băiat talentat. Vă mulțumesc. Ca să te încurajez, îți dau un foarte bine. Vă mulțumesc. Avem bine, avem foarte bine și cum tu ești foarte activ, da, eu zic să fugi repede, repede în camera emoțiilor. Până ajunge Toni aici alături de noi, eu am o sugestie, să nu mai întrebați de scriitori. Raluca, nu-l mai întreba, nu de data, dar noi am trecut de perioada aia și poate ne facem, Doamne ferește, de mândra minune. Vă spuneam, tatălui Toni aici alături de mine, de unde pasiunea aceasta de a recita a băiatului? Nu știu, oare așa? Oare el? Poate de la bunica? Nu, no, nu, no, nici bunica, nu. Cum a început? Recita prin casă, citea cărți? Nu prea citește, dar la școală, de la școală. Îi place poezia, deci, nu știu, n-am habar cum. Îi place să vorbească foarte mult. Ia, Toni, hai aici lângă noi. Ia, așează-te frumos. Bravo, 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 bravo. Cum a fost? A fost foarte bine. Toni, facem un duet împreună? Noi doi, ambii actori, suntem buni. Duet. Mai bine ați face un duel. Nu știu ce înseamnă dragostea de tata acum la vârsta asta. Tu ce crezi? Toate fetele sunt sincere, fidele? Nu prea cred, deoarece unele fete sunt tentate de anumite lucruri. Atic? De bani, de faimă și, cum să vă spun, mai... Ținute pe palmă. Da. Băiatul ideal ar fi bruneț, așa șaten, cu ochi căprui. Și să fie deștept, drăguț, sociabil. Sper să am și succes la fete, și asta e o caracteristică importantă în viața unui băiat.